brigada de arbitri condusă la centru de Florin Andrei. Cei doi asistenți sunt Romică Bârdeș și Cristi Ilinca. Lazar trimite înalt și este gol pentru Concordia! Dar se ridică fanionul de la margine, asistentul Cristian Ilinca. Ridică fanionul la poziția lui Intzidis, cel care trimisese cu capul în vincul porții lui Muțiu. Rămâne 0-0. Da, e decizie corectă. A plecat prea repede. Da, este o decizie corectă asistentului. O pasă lungă pentru Ziyad. Este acolo. Ce greșeală face Mureșan. Încă o dată, Lulacu în careu. Situație bună și gol! Ce pasă de mare! Gol pentru Chiajna! Și totul pleacă de la greșeala lui Mureșan. În locul lui Costel Enache. Ce pasă a lui Marc! De iată cât de lent este Mureșan. De unde vine Ziyad și iată-l pe Mureșan cum se plimbă efectiv pe teren. De neînțeles. Oh, și ce pasă și cu călcâiul. Deci de fapt de două ori este scos din joc Mureșan. Ok, a ajuns mingea la atacant, dar nu prea mai are voie să și întoarcă acolo. Da. Bine, jucătorii lui Florin Bratu. Vine o pasă, preluare bună și gol! Gol al lui Mâneran și ies schimbările lui Costel Enache. Iată faza. Ce pasă, exact ce spuneam, Barbu, jucător de pasă lungă, preluarea nu este perfectă. Și nici șutul. Nici șutul nu e perfect pentru că doar a ciupit mingea, dar ce mai contează? S-a dus după ea, s-a dus unde trebuie, pasa lui Barbu de mare calitate. Asta, Mădălin, este din ciclu. Uneori îți iese și când nu lovești mingea așa cum ar trebui. Dacă să stai unde trebuie și cum trebuie... Delcean și el imprecis și se aude fluierul de final, se termină 1-1. Universitatea Cluj, Concordia Chiajna, goluri marcate de Lulacu, minutul 53, respectiv Mânerean pentru Universitatea, minutul 73. Aceasta a fost istoria meciului de aici de la Cluj.